În campionatul național pentru juniori sub 19 ani, LPS Suceava a câștigat pe terenul Arcadei Galați cu 0-3, Păsături 16-25, 19-25 și 19-25. Voleibaliștii antrenați de Bogdan Maxim și-au adjudecat cele 3 puncte și în meciul din campionatul național sub 17 ani, acolo unde LPS Suceava s-a impus cu 1-3. Păsături a fost 22-25, 15-25, 26-24 și 9-25. La final în finalul acestei săptămâni, cele două echipe de volei ale liceului cu program sportiv Suceava vor primi vizita celor de la CNMV Ploiești. Sâmbătă, de la ora 13, va fi meciul din campionatul național sub 17 ani, iar duminică de la aceeași oră, cel din campionatul național sub 19 ani.